și bine v-am regăsit! Transparența autorităților publice înseamnă asigurarea accesului cetățenilor la informațiile de interes public. Aceste informații trebuie să fie ușor de accesat și ușor de înțeles, ca aceștia să poată participa informat la procesele care se întâmplă în localitate. Despre gradul de transparență a autorităților publice locale din Nisporeni vom discuta astăzi cu Viorel Pârvan, jurist, expert în transparența administrației publice locale. Bună ziua! Bună ziua! Diana Ienachi, economistă, expertă în achiziții publice. Bună ziua, bine ați venit în studio. Bine v-am găsit. Și Mihai Țurcan, expert în politici publice. Bună ziua, bine ați venit. Bună ziua. Pentru început, vă rog să-mi spuneți de ce este nevoie de transparență pentru dezvoltare locală. Ce beneficii aduce comunității această transparență? Cred că trebuie să pornim de la ideea ce înseamnă cuvântul transparență. Transparență înseamnă ceva deschis în vizorul tuturor. În primul rând, transparența la nivel local și nu doar la nivel local este o obligație prevăzută de cadrul legal. Noi avem mai multe legi, hotărâri de guvern care stabilesc exact, pe de o parte, dreptul cetățenilor de acces la informații, informații cu caracter public, și pe de altă parte avem obligațiile autorităților de a pune la dispoziție acele informații și de a activa într-un mod transparent. În afară de obligații prevăzute de cadrul legal, transparența este și o necesitate. Necesitate în sensul că o administrație transparentă înseamnă o administrație cu mai puțin riscuri de corupție. O administrație transparentă înseamnă o administrație care își realizează eficient rolul său și tot ce ține de management și activitate, realizarea atribuțiilor sale. Transparența contribuie la sporirea încrederii cetățenilor în actul guvernării la nivel local. Transparența îmbunătățește calitatea deciziilor luate la nivel local, în contextul în care cetățenii sunt implicați în acest proces și vin cu anumite opinii, recomandări utile. Și, în ultimul rând, transparența duce la modificarea unui stat de drept. Doamna Ienachi, domnule Țurcan, ce beneficii aduce comunității această transparență? Cu siguranță, așa cum a menționat și Viorel, transparența este în primul rând o cerință stabilită în actele legale, dar, bineînțeles, motivul principal este acela de a asigura accesul comunității locale la procesul decizional, la procesul bugetar, la procesul de achiziții publice și, în general, toate procesele care se întâmplă la nivelul autorităților locale. Deci, cetățenii, având acces la tot acest proces, de la etapa de planificare, de la etapa de elaborare a proiectelor de acte normative și până la cea de adoptare a acestora, pot să se implice, pot să-și expună opinia, pot să stabilească împreună și trebuie să stabilească împreună cu autoritățile locale. Mă refer atât la primărie cât și la Consiliul Raional, prioritățile pentru comunitatea lor. Pentru că, în general, necesitățile unei comunități cresc și sunt foarte mari și cresc într-un ritm foarte, foarte rapid, însă cumva posibilitățile, inclusiv cele financiare, sunt întotdeauna limitate. Și aici mă refer nemijlocit la bugetele locale, bugetele raionale. Din acest considerent, comunitatea trebuie să fie cea care stabilește prioritățile, atât în ceea ce privește cheltuirea banului public, cât și achizițiile care sunt realizate pentru servicii publice, pentru lucrări publice și așa mai departe. Și cu atât mai mult, o comunitate care este informată, care participă în procesul decizional, este o comunitate care responsabilizează autoritățile locale să fie mai eficiente, să lucreze, să activeze în beneficiul public și, în final, să fie excluse acele suspiciuni, riscuri de corupție, acele utilizări ineficiente a banului public și până la urmă, să fie îmbunătățită calitatea serviciilor publice. Ori asta este, cred că, dorința oricărui cetățean. Domnule Țurcan, dumneavoastră, ce părere aveți? Cred că transparența reprezintă, în primul rând, un principiu și care devine aplicat sub forma unei tehnici prin care cetățenii, membrii unei societăți, a unei comunități,
au posibilitatea și capacitatea de a vedea în ce măsură cei pe care ei înșiși îi aleg să le rezolve și să le gestioneze afacerile și treburile, își îndeplinesc această sarcină. Dacă o fac în mod corect, dacă o fac în mod onest, dacă o fac în mod profesionist, care sunt rezultatele. În lipsa implementării acestui principiu de transparență, în lipsa posibilității cetățenilor de a înțelege ceea ce se petrece la nivelul gestionării afacerilor lor, nu ar putea fi asigurată funcționarea unui stat de drept, nu ar putea fi asigurată funcționarea unei societăți democratice și o guvernare nu ar putea fi eficientă și nu ar putea fi efectuată în interesul cetățenilor. Dumneavoastră ați analizat activitatea primăriei orașului Nisporeni, a Consiliului Raional Nisporeni. Cât de transparente sunt aceste instituții în linii generale? Apoi vom merge pe rând treptat fiecare indicator. Noi am efectuat un exercițiu. El, de fapt, este o continuare a unui exercițiu început cu ceva ani în urmă, din 2016, prin care am încercat să monitorizăm toate 32 de raioane și 60 de localități din nivelul 1, 40 de orașe, 20 de sate comune. Să vedem cât de transparente sunt acestea. Am monitorizat mai mulți indicatori grupați în 9 zone de transparență. Fie că e vorba de acces la informație, transparența procesului de elaborare și adoptare deciziilor, achiziții, buget, servicii sociale, etc. Fiecare zonă fiind grupată în mai mulți subindicatori, în total am monitorizat 55 de indicatori. Adică pentru fiecare 55 de indicatori am evaluat dacă autoritatea locală a realizat, nu a realizat, parțial a realizat acest indicator. Rezultatele pentru 4 ani de zile sunt publicate și pe un portal web al IDIS Viitorul, localtransparențiviitorul.org. Acolo este clasamentul celor mai transparente localități și acolo vedem dinamica în ani, cum evoluează fiecare localitate și în general cum se evoluează. Și Nisporeni, pe ce loc se află? Nisporeni, însăși orașul, se află pe locul 35, dacă nu mă înșel, da, este și 35 în 2020. Uh-huh. Însă, și asta ce înseamnă? Pe locul 35 cât de transparent? 60. Din 60. Da. Dar dacă vorbim de faptul că sunt doar 40 de orașe monitorizate, atunci vedem că cam este la coada clasamentului. Și chiar de la începutul clasamentului situația era puțin mai bună, era pe locul 21, ulterior a regresat spre regret. Când a fost pe locul 21? Câți ani în urmă? În 2016 și în 2020 a ajuns pe locul 36. Da, 35. Pe 35-36. Da. La nivelul raional situația este cam aceeași. Ultimul clasament din 2020 este pe locul 29 din 32. Însă în 2016 a fost chiar pe locul 11. Tot situația a fost mai bună. Da. Și din ce cauză avem acest regres, această scădere? Noi sunt tot mai netransparente aceste instituții publice? Noi încercăm să mergem pe fiecare indicator în parte și atunci vedem că care din ei sunt realizați, care nu, și vedem că foarte mulți indicatori efectiv nu se realizează. Fie că nu sunt publicați anumite informații pe pagina web, sau fie că nu s-a dus cunoștință cetățenilor anumite informații cu caracter public, elementar desfășurarea ședințelor, proiectele de decizie și așa mai departe. Și atunci în toate aceste momente le notăm și în final vedem că situația este destul de nu bună. Doamna Ienache, domnule Țurcan, dumneavoastră, ce părere aveți? Cât de transparente sunt aceste instituții? Mă refer la primăria orașului Nisporeni și la Consiliul Raional Nisporeni. În linii generale, apoi mergem pe rând indicatorii. Cred că dacă ar fi să mă refer deja la câteva aspecte concrete sau la câțiva indicatori care sunt prevăzuți în metodologie și care de altfel sunt stabiliți în baza cerințelor legale. Deci, practic, e important să menționăm că marea majoritate a indicatorilor, a celor 55 de indicatori, sunt de fapt niște obligații legale pe care le au autoritățile locale, atât... Care trebuie respectate. Care trebuie respectate. În mod obligatoriu. Exact, da. Sunt și unii indicatori care cumva nu sunt specificați expres în legislație, că iată trebuie să fie publicată, de exemplu, darea de seamă privind achizițiile de valoare mică, însă noi l-am inclus tocmai din considerentul pentru care, deci la nivel local,
cea mai mare pondere a achizițiilor o au achizițiile de valoare mică. Prin urmare, noi ne-am dorit ca să fie o transparență mai înaltă, astfel încât cetățenii să aibă acces la toate achizițiile care se fac până în 200.000 lei pentru bunuri și servicii și până în 250.000 pentru lucrări publice. Prin urmare, dacă este să mă refer nemijlocit la procesul de achiziție, atunci, într-adevăr, constatăm o situație nu foarte bună. De exemplu, dacă vorbim de primăria Nisporeni, atunci constatăm că în anul 2020, practic, nu s-a publicat nicio informație, niciun document pe pagina web. Deci ne referim la pagina web. Deși legislația cere publicarea planurilor anuale de achiziții publice, care înglobează toate contractele planificate de primărie a fi realizate în anul următor și astfel cetățenii pot vedea ce va achiziționa primăria în anul ce urmează. La fel, nu sunt publicate anunțurile de participare care setează toate informațiile cu privire la achiziția ce urmează, valoarea și așa mai departe, ce urmează a fi procurat. Nu sunt publicate rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții, ca să vadă cetățeanul câte contracte au fost, care e valoarea acestora, ce concret s-a procurat. Vedem noi că s-a procurat acest lucru sau nu? Vedem că s-a reparat o stradă, un drum local sau nu? Deci, în acest sens, aici, practic, niciun indicator nu a fost realizat. Prin comparație la Consiliul Raional, situația nu este cu mult mai bună. Un singur indicator a fost totuși realizat, și anume publicarea planului de achiziții pentru anul 2020, care este disponibil pe pagina web a Consiliului. Și cam atât. Deci, cum în această situație, cum pot fi responsabilitatea autoritățile publice locale ca să facă publice aceste contracte, aceste anunțuri de achiziții? Ce trebuie de să fac? Cine ar trebui să vină și să-i oblige, să-i responsabilizeze dacă ei nu vor să facă acest lucru? Ei sunt obligați. Pornim de la aceea că sunt obligați, însă noi știm foarte bine că pe lângă problema transparenței, problema implicării nu foarte active a cetățenilor, a comunităților locale în actul decizional și în general în treburile publice, mai avem și problema controalelor sau a instituțiilor care efectuează monitorizări, controale. Astfel, acestea fie sunt ineficiente sau puțin eficiente, fie nu sunt efectuate sau sunt efectuate superficial și cu o frecvență foarte redusă. Și atunci să recunoaștem că autoritățile sau organele care sunt responsabile de control nu vin permanent la fiecare primărie, la fiecare consiliu raional și la oricare altă autoritate. Să vină să verifice fiecare contract de achiziție publică, să vedem dacă ați publicat planul și așa. Prin urmare, tocmai acesta este și scopul nostru și asta încercăm să educăm și la cetățeni, la comunități. Ei să fie activi, ei să fie vocali, ei să meargă la primărie și să ceară. Noi, din experiența noastră din acest exercițiu, am constatat că cetățenii sunt reticenți și chiar uneori au frică să facă o solicitare de acces la informații la primărie sau la Consiliul Raional. Deci, aceasta denotă că, deși este un drept, și este un drept fundamental, dar și un drept stabilit de legislație, totuși, pe de altă parte, cetățeanul pur și simplu se întreabă, dar dacă voi cere informația asta, ce se va întâmpla, nu cumva există anumite riscuri și așa mai departe. Deci, noi încercăm să facem sau să determinăm comunitățile să fie mai active și și ele să responsabilizeze de fapt autoritățile locale, pentru că guvernarea locală sau autoritățile locale sunt cele mai aproape de cetățean. Și atunci oamenii trebuie să fie activi, să meargă, să întrebe la primării, dar ce ați planificat să achiziționați anul viitor? Dar când veți planifica, nu știu, lucrări de reconstrucție a drumului care duce spre instituția preșcolară sau către primărie chiar sau către oricare altă instituție și așa mai departe. Deci, din punctul meu de vedere, autoritățile locale pot fi responsabilizate foarte mult de comunități. Și exemplele astea sunt deja confirmate de multe ori la nivel internațional, atunci când lucrurile se mișcă sau această responsabilizare a autorităților pornește de la comunitate, care cere, care solicită, care își cunoaște drepturile, care este informată și care nu permite. În final, autorităților se încalce legea. Domnule Țurcanu, dumneavoastră, ce părere aveți? Cât de transparente sunt aceste instituții? Primăria orașului Nisporeni, Consiliul Raional Nisporeni? Dacă ar fi să facem un tablou statistic general al transparenței la nivel de primărie și unul la nivel de raion, am vedea că tendința generală este una negativă. Deci dacă vorbim de raionul Nisporeni, din cei 56 de indicatori de transparență,
realizați în 14, parțial realizați în 5 și nerealizați în 36. Deci vedem că majoritatea absolută a indicatorilor sunt nerealizați. Deci tendința... Situația este destul de gravă, să înțeleg. Situația este destul de gravă. În primul rând, ea este gravă pentru oamenii care locuiesc aici. Iar dacă ne referim la primării, la orașul Nisporeni, tabloul nu este foarte diferit. Cei realizați indicatori sunt 11, parțial realizați 6 și nerealizați 38. Deci și mai mulți indicatori nerealizați avem la nivel de primărie. Și mă alătur spuselor colegilor mei, din care rezultă foarte clar faptul că, până la urmă, responsabilitatea finală pentru această situație și instrumentele prin care ea poate fi corectată țin de comunitatea locală și de activismul și de capacitatea oamenilor de aici de a-și înțelege drepturile, de a-și înțelege obligațiile și de a-și înțelege rolurile, rolul ca membri a comunității. Și, de fapt, asta ține și de o altă activitate sau o altă componentă de bază a proiectului nostru, pentru că noi, prin acest proiect care îl implementăm și în cadrul căruia ne întâlnim astăzi și în cadrul căruia au fost realizate aceste rapoarte de transparență, noi implementăm un proiect Autorități Publice Transparente pentru Cetățeni Activi și Informați în perioada septembrie 2020-iulie 2021, însă și proiectul se desfășoară în cadrul unui program Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova, program care este finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer. Și spuneam că una din componentele de bază este ține în mod nemijlocit de monitorizare și de încercare de a afla în ce măsură își îndeplinesc autoritățile publice locale obligațiile și cât de transparenți sunt în acest sens. Iar a doua componentă este ține de dorința sau dezideratul de a împuternici, de a spori capacitățile însăși societății civile de a face acest lucru, pentru că IDIS-ul este unul. Mai sunt câteva asociații care au capacitatea să întreprindă o astfel de activitate, dar scopul nostru este de a da posibilitate și de a oferi societății civile la nivel local, în Nisporeni, în alte localități, în alte sate și în sate din Republica Moldova, să facă același lucru. Și, de fapt, aceste rapoarte noi facem vreo 90, noi n-am putea să le facem toate singuri și noi delegăm cumva aceste responsabilități, încercăm să stabilim o rețea prin care și alte asociații ar putea să pună umărul la acest efort și, în total, lucrăm cu 30 de asociații obștești, 10 din regiunea Nord, 10 din regiunea Centru și 10 din regiunea Sud, care își asumă această sarcină. În principiu, aceste rapoarte au fost... La aceste rapoarte au lucrat și niște colegi ai noștri din Dundușeni, deci departe, de la o asociație obștească voluntară, ei tot au contribuit la realizarea și la realizarea acestor rapoarte și la urmărirea indicatorilor. Și, deci, cum spunea și colega mea Diana, e foarte important să încercăm să implicăm cât mai multă lume și, ca zic așa, cât mai de jos, pentru că într-o guvernare democratică, într-un stat de drept, acest tip de monitorizare trebuie să aibă loc, sau cel mai eficient are loc, de jos în sus. Așa cum ați menționat dumneavoastră mai devreme, ați făcut această analiză în baza a mai multor indicatori, accesul la informație, participarea în procesul decizional, achizițiile publice și altele. Haideți să luăm pe rând fiecare indicator. De exemplu, accesul la informație. În ce măsură autoritățile locale din Nisporeni asigură accesul la informație? Vă rog să vă referiți și la primăria orașului Nisporeni și la Consiliul Raional Nisporeni. În această zonă au fost 10 indicatori pentru Consiliul Raional și 9 pentru apeleni din nivelul 1. Vreau să încep cu cel mai dureros, cu efectiv, cu accesul la informații. Noi am expediat, sau prin intermediul celor organizații la nivel local, am expediat chestionare a administrației locale și raionale cu solicitare de a fi completate. Este un soi de cerere de acces la informație și am expediat prin intermediul unei persoane fizice o cerere de acces la informație să vedem cum reacționează autoritățile publice din Nisporeni. Și atunci am văzut că doar Consiliul Raional a reacționat la chestionar, iar la cerere persoane fizice nu a reacționat, primăria nu a reacționat nici la chestionar, nici la cerere persoane fizice. Este un indicator din start care ne arată nivelul scăzut de deschidere a apelei față de solicitările de acces la informații. Ulterior au fost monitorizate toate informațiile publicate pe portalul VIA. Fiecare primărie și Nisporeni și Consiliul Raional are pagină VIA, are pagină Facebook, dacă sunt și alte portaluri.
Și am identificat ce publică efectiv sau ce a publicat efectiv în anul 2020 aceste autorități. Am constatat că la nivel raional, spre exemplu, nu sunt publicate anunțurile de convocare a ședințelor Consiliului Raional. Adică cetățeanul nu cunoaște când au loc ședințele, ordine de zi, subiectele care se discută. Cu siguranță că aceste anunțuri ar putea fi publicate pe nou informativ, dar asta limitează cercul persoanelor care cunosc despre aceste ședințe. Pentru a cunoaște în cerc mai larg, este nevoie de alte instrumente, portalul web, Facebook și așa mai departe. La nivelul local, primăria utilizează Facebook pentru a publica aceste anunțe, respectiv acest indicator este mai bun. Proiectele de decizii, spre exemplu, a Consiliului Raional, parțial sunt publicate de către Consiliul Raional. Din 6 ședințe care au avut loc, doar pentru 2 ședințe au fost publicate proiectele de decizie. Adică pentru 4 ședințe proiectele nu sunt publicate. La nivel local avem indicatorul acesta ne arată că nu au fost publicate pe pagina web niciun proiect de decizie. Este o lacună care... Dar sunt obligațiile publice? Este obligație. Este obligație prevăzută de legea privind transparența în procesul decizional, care explicit menționează cum mare loc acest proces, publicarea proiectului din prealabil până la definitivarea acestui, până la examinarea lui în ședința Consiliului, pentru ca cetățeanul să aibă posibilitatea să-l examineze și să vină cu recomandări. Neavând la dispoziție conținutul documentului, este posibilitatea de a veni cu anumite opinii și recomandări. La acest capitol, acces la informații, dacă vorbim de zona acces la informații, lacunile sunt foarte, foarte mari și sunt menționate în raportul nostru, care va fi publicat ulterior. Și va fi pus la dispoziție administrației publice locale din Sporeni. Îl va vedea și va exact. Putea lua ceva măsuri primarul, președintele Consiliului Raional, adică dacă ar trebui să ia atitudine în așa această e. Situație. De fapt, acesta și este scopul nostru. Pe lângă constatările pe care le facem, pe lângă lacunile pe care le identificăm și care, reiterez, sunt făcute în baza cerințelor legale, obligatorii sau obligațiilor pe care le au autoritățile, noi, de fapt, scopul nostru final este ca să le acordăm suport, ajutor în a-și îmbunătăți acest nivel de transparență în toată activitatea lor prin faptul că formulăm anumite recomandări și încercăm să îi ajutăm așa structurat în îmbunătățirea transparenței la toate cele 9 zone de transparență. Dar cum pot obține acces la informații oamenii care nu au computer sau internet? Chiar vroiam să fac subliniez și acest aspect pentru că am avut de-a lungul timpului mai multe astfel de exerciții și chiar recent am avut și în alte localități. Deci, da, pagina web nu este unicul instrument pe care ar trebui să-l folosească autoritățile locale, mai ales dacă luăm în considerație și statistica utilizării, să zicem așa, a calculatoarelor, a internetului sau, mai bine spus, foarte mulți cetățeni, chiar dacă utilizează telefoane, calculatoare, o fac mai mult pentru rețelele de socializare și nu pentru a accesa anumite pagini web, pentru a accesa anumite servicii guvernamentale și așa mai departe. Și atunci aici intervine necesitatea ca autoritățile locale să diversifice instrumentele de publicare, de transparență, de implicare a cetățenilor. Desigur că trebuie să pornim de la faptul că cerințele normative se referă mai mult la pagina web și în unele cazuri se referă la publicarea informației. Deci aici cumva autoritatea locală are discreția de a alege și de a diversifica sursele de informare. Eu aici aș menționa câteva aspecte importante. Desigur că sursele web sau sursele, cum este pagina web, este principala sursă de informare.
rețelele de socializare, utilizarea acestora este extrem de necesară în condițiile sau actualmente, pentru că au acces atât tinerii, cât și persoanele în etate care deja încep să utilizeze aceste telefoane, calculatoare și așa mai departe, dar nu pentru pagini web, dar însă și pentru aceste rețele. Dar diferența dintre ele este că rețelele de socializare sunt limitate. Deci acolo poți publica anumite tipuri de informații, cum ar fi anunțuri, invitații la ședințe, nu știu, anumite evenimente publice care au loc. Însă, pagina web permite publicarea informației într-o formă structurată a diferitor documente care țin de anumiți ani, de anumite luni, de anumite procese, achiziții, buget și așa mai departe. De exemplu, consultarea bugetului public, care, apropo, nu a fost realizată de către primăria Nisporienia, consultarea bugetului pentru anul 2020, ceea ce, de fapt, este o cerință legală obligatorie, ar putea fi anunțată prin intermediul paginilor rețelelor de socializare, însă proiectul de buget, nota informativă, toate detaliile privind proiectul respectiv nu pot fi publicate pe Facebook sau pe o altă rețea. Prin urmare, acestea oricum sursa de bază a informației rămâne pagina web. Și desigur trebuie să menționăm și o altă sursă de informații de altfel prevăzută și de cadrul legal și încă utilizată de anumite categorii de cetățeni, panoul informativ. El devine din ce în ce mai neactual, dar încă este utilizat de cetățeni și asta o vedem nemijlocit în exercițiile pe care le facem de acest fel în toată țara. Deci încă sunt persoane care folosesc panoul informativ, deși ponderea lor este mai mică. Și atunci primăria sau autoritățile locale, atunci când susțin că nu public pe pagina web pentru că publică pe panoul informativ, doar noi suntem de acord, da, este necesar încă acest instrument pentru persoanele care nu folosesc internet, dar totodată devine din ce în ce mai neactual. De aceea, sursele principale sunt paginile web și deja mediatizarea documentelor, ședințelor, consultărilor prin intermediul, iată, rețelelor, nu știu, grupurilor care sunt făcute de comunitățile locale și așa mai departe. Domnule Surcanu, dumneavoastră, ce părere aveți? Cum este asigurat accesul la informație la Nisporeni? Păi, colega mea, Diana, cred că a explicat suficient de bine care sunt avantajele și dezavantajele fiecărei modalități de informare. De exemplu, dacă ne referim la panou informativ și dacă, să zicem, Consiliul Regional Nisporeni Public informații de panou informativ, cât cetățeni din tot regionul Nisporeni pot avea acces la ele? Prin urmare, dacă noi suntem, dacă aflăm că respectivul Consiliu Regional din Nisporeni Public informații pe panou informativ, doar noi nu putem considera respectivul indicator ca pe deplin realizat, pentru că, din punctul meu de vedere, cel puțin, asta reflectă faptul că Consiliul Regional Nisporeni nu are suficientă dorință ca informațiile cu caracter public pe care trebuie să le publici conform legii, nu are suficientă dorință ca aceste informații să ajungă la cât mai multă lume și la toată lumea. Deci, până la urmă, asta, abordarea pe care o autoritate publică locală sau alta o alege în această privință reflectă și dorința lor de a îndeplini această cerință în domeniul transparenței. Deci dacă se limitează doar la panou informativ și spune că atâta, nu puteți să încerci mai mult pentru că atâta încerci legea, cred că totuși asta e un indicator a faptului că ei nu-și doresc ca informația să ajungă la oameni cât mai departe, da. Următorul indicator este participarea în procesul decizional. În ce măsură este asigurat participarea cetățenilor din Nisporeni în procesul decizional? Oamenii cunosc că pot solicita informații? Acest proces este reglementat cap coadă în legea privind transparența procesului decizional, hotărârii de guvern în acest sens. Și acolo sunt prevăzute etapele. La fiecare etapă sunt anumite obligații din partea autorităților, anumite drepturi din partea cetățenilor. Dacă autoritățile au obligația să publice proiectul, să organizeze consultări publice a proiectului de decizie, să publice un anunț din timp, să acorde timp suficient cetățenilor să vină cu recomandări și, în final, să acumuleze toate recomandările și să întocmească o sinteză acestor recomandări și să publice acea sinteză, avem dreptul cetățenilor de a participa la aceste consultări, de a veni cu propuneri, de a se regăsi acele propuneri în acel document sinteză și de a vedea care din propunerile lor sunt acceptate și care nu, și din ce motiv nu sunt acceptate.
Și toate aceste momente sunt reflectate în raportul nostru, spre regret, atât al Consiliului Regional, cât și primăria își chepătează la acest capitol. Poate doar la Consiliul Regional putem vorbi despre organizarea unor consultări, cel puțin pe site sunt anunțurile acestea de consultări, nu respectă forma cerută de lege aceste anunțuri, dar oricum este procesul acesta, se vede că a fost realizat. Atunci la nivelul primăriei nu găsim nicio informație că se organizează astfel de consultări, că se implică cetățenii, că au venit cu recomandări, că au publicat, în final, nu este publicat niciun raport anual privind transparența procesului decizional. Se creează impresia că în anul 2020 la primăria Nisporei nu s-a implicat cetățeanul în procesul decizional. Vreau să menționez că pe site sunt informații din 2021 unde vedem deja niște consultări. Probabil că în 2021 va fi altă situație, dar dacă vorbim de anul trecut, atunci procesul acesta este cu multe omisiuni. Nu sunt publicate anunțurile, nu este publicat nimic pe web, pe pagina web a primăriei, a Consiliului Raional și oamenii efectiv nu știu cum se implice, nu știu cum se organizează o licitație sau alt eveniment și ce pot să facă cetățenii, nu cunosc ce va fi și nu se implică. Pe de altă parte, probabil aici ar trebui să menționăm și de regulă ce motive sau ce argumente invocă autoritățile locale atunci când, iată, constatăm că transparența este limitată, nu se asigură participarea în procesul decizional. Deci, de regulă, autoritățile invocă câteva motive. Dar principalul dintre ele este faptul că, de fapt, societatea civilă, cetățenii, comunitatea nu se implică. Deci, ei nu se implică și atunci cumva, care este sensul să fie publicate toate aceste proiecte, toate aceste consultări, sinteze și așa mai departe. Este evident greșit invocat acest argument, ori pe lângă toate atribuțiile legale, de fapt, autoritățile locale mai au și rolul de a educa comunitatea în acest sens. Ori cetățeanul nu este specialist, expert în toate domeniile. Autoritățile trebuie să găsească astfel de metode, astfel de instrumente încât să implice comunitatea și pe toți membrii acesteia sau cel puțin reprezentanții la diferite categorii de cetățeni. Și în felul ăsta, această scuză cumva nu este binevenită. Ori cetățeanul nu cunoaște aceste procese, cum au loc din punct de vedere legal. Și atunci, prin organizarea la astfel de consultări, de consultări ale cetățenilor, iată, să asigură și educarea lor. Pentru că mai este un aspect aici. Nu întotdeauna, deci organizarea unei consultări publice a unui proiect de act normativ, de exemplu, nu întotdeauna se va solda cu recomandări concrete venite din partea cetățenilor. Asta nu denotă că la următorul proiect, autoritatea deja nu-l mai public pentru consultări și nu mai asigură acel număr de zile minim pentru care deci trebuie publicat. Deci asta este atribuția și asta este obligația autorității de a asigura transparență și de a acorda acces cetățenilor de a participa în procesul decizional. Ori dacă ei nu cunosc, atunci nu au cum să se implice în final. Și aici, probabil, dacă tot am atins subiectul limitărilor pe care le au autoritățile sau motivele pe care le invoc, probabil aș menționa și faptul că există totuși probleme la nivel de capacități ale autorităților locale în mod special și aici sunt de câteva tipuri. Deci, în primul rând, este vorba de lipsa sau deci capacitățile resurselor umane. De multe ori autoritățile locale nu dispun de personal care să se ocupe direct, nemijlocit de asigurarea transparenței, administrarea paginilor web, de relații publice și comunicarea cu publicul. Din nou, este într-adevăr o problemă și este recunoscută la nivel național, deci majoritatea autorităților se confruntă cu această problemă, dar sunt soluții și aici. Deci multe primării sau multe autorități
autorități locale care și-au dorit cu adevărat să asigure transparență și prin intermediul paginii web și altor instrumente, deci au găsit soluții. De exemplu, sunt autorități locale care contractează o companie din domeniul IT de regulă care să administreze pagina web. Și astfel, neavând o persoană responsabilă în cadrul APL, deci asigură procesul în modul următor. Fiecare specialist pe domeniul său pregătește oricum conform legii anumite documente. De exemplu, planul de achiziții, proiectele de acte normative și așa mai departe. Și astfel, având contractat o asemenea companie, ei transmit documentele, informația respectivă și compania asigură publicarea pe pagina web. Aceasta ar fi o soluție. Mai mult ca atât, în general, abordarea în exterior este un pic diferită decât la noi. La noi tot timpul se caută motive prin faptul că nu este persoană responsabilă direct nemijlocită de publicare, de relații cu publicul și așa mai departe. În alte țări în care am avut ocazia să vedem cum funcționează aceste lucruri direct în autorități, de fapt este un pic altă abordare. Fiecare specialist pe domeniul său din cadrul autorității, el cumva deci, pe lângă funcția sa de bază, deci dacă este vorba de specialistul în achiziții, atunci automat persoana respectivă trebuie să asigure că activitatea lui este transparentă. Și atunci toate lucrurile astea merg cumva mai ușor și nu se caută vinovatul pentru faptul că nu s-a reușit asigurarea transparenței, care este o normă obligatorie. Domnule Țurcanu, de ce este important ca oamenii să se implice în procesul de luare a deciziilor? Este foarte important, într-adevăr, pentru că, până la urmă, oamenii sunt cei care au, ca să zic așa, cel mai mult de suferit de pe urma neimplicării în procesul decizional, care le afectează viața de zi cu zi, dacă ne referim la o comunitate. Și eu mă alătur întru totul cuvintelor de Anei. Dacă o autoritate publică locală nu implică cetățenii pe motiv că aceștia sunt pasivi, aceasta nu e altceva decât o dovadă de slabe calități de lideri care respectivul lider comunitar le demonstrează. Pentru că într-o societate democratică, noi cel puțin la nivel teoretic trebuie să alegem pe cei mai buni dintre noi, pe cei mai capabili dintre noi să ne administreze treburile. De asta îi punem acolo. Și dacă ei se resemnează atât de repede cu gândul că nu putem face nimic pentru că oamenii sunt pasivi, pur și simplu înseamnă că ei nu sunt capabili să interacționeze cu oamenii și să implice și nu înțeleg care este valoarea implicării comunității și ce beneficii aduce implicarea oamenilor în procesul decizional, dar dacă ne referim la orașul Nisperen, de exemplu, atunci cu siguranță un astfel de motiv nu poate fi invocat, pentru că noi avem, sau colegii noștri de la Asociația Obștească Voluntară au trimis solicitare de completare chestionară, au trimis solicitarea din partea unei părți terțe și n-au primit răspuns. Deci aici nu poate fi vorba de faptul că nu există o implicare din partea sau deschidere din partea societății civile, ci pur și simplu de faptul că obligațiunile legale stipulate în, de exemplu, în legea privind accesul la informații nu sunt îndeplinite de către autoritate. Deci este o îngrădire a dreptului de acces la informații. Da. Următorul indicator, achiziții publice. Ați mai vorbit un pic mai sus, doamna Ienache, despre acest indicator. Cât de transparente totuși se fac achizițiile publice la Primăria Orașului Sporeni și la Consiliul Raional Sporeni? Sunt respectate toate cerințele? Așa cum și menționam, deja acest domeniu, cu regret, este practic netransparent. Ori spuneam că la nivel de primărie n-a fost asigurat publicarea a niciun fel de informații și a niciun fel de documente, deși majoritatea acestor, iată, pe domeniul achizițiilor, avem 6 indicatori, de exemplu, majoritatea dintre ei sau 5 dintre ei sunt niște cerințe obligatorii conform legii privind achizițiilor publice. Toate contractele de achiziții publice trebuie să fie publicate pe site-ul primăriei, a Consiliului Raional. Oamenii trebuie să le vadă. Iată, în ceea ce privește contractele, nu este o cerință obligatorie expresă, deci publicarea contractelor de achiziții nu este prevăzută în Republica Moldova, de altfel nici în Dar ce ar trebui anume? Ce anume... Da, menționez. Deci să începem cu etapa de planificare. Deci la etapa de planificare, orice autoritate publică are obligația de a publica planul anual de achiziții publice, care trebuie să cuprindă toate contractele și cele de valoare mare, adică licitații, COP-uri, dar și contractele de valoare mică, cum spuneam anterior. Deci aceasta este o obligație. Nu a fost realizat de către primărie, însă, de exemplu, Consiliul Raional Nisporeni a asigurat
a asigurat publicarea planului de achiziții pentru anul 2020. Dacă vorbim de publicarea anunțurilor de participare și a documentației de atribuire pentru fiecare deja achiziție, atunci, într-adevăr, deja de câțiva ani în Republica Moldova funcționează un sistem electronic nou de achiziții, prin intermediul căruia autoritățile, inclusiv cele locale, deci sunt obligate să desfășoare anumite tipuri de achiziții, cum ar fi licitațiile deschise, COP-urile, care sunt majoritatea, de fapt, sau prin intermediul cărora se efectuează majoritatea achizițiilor. Și atunci, noi, nu în zadar, aici am indicat că publicarea acestor documente poate fi făcută pe pagina web a primăriei, astfel încât cetățenii să aibă acces, pentru că cetățeanul, de regulă, nu cunoaște toate sistemele guvernamentale la nivel central, da, sau la nivel național. Și atunci, aici, ar fi fost bine de publicat măcar un link către achiziția care se desfășoară prin sistemul electronic și acolo, accesând acest link, tu deja poți vedea ca cetățean tot și anunțul de participare și documentația, ce anume s-a solicitat, cât va costa, nu știu, reparația drumului sau cât va costa mobilierul care îl procură autoritatea, spre exemplu, și așa mai departe. Deci noi am fost destul de flexibil în a evalua dacă măcar o informație, un link, iată, a fost lansat procedura prin sistemul MTender. Puteți accesa linkul următor, fără ca să publici încă o dată, da, să dublezi publicarea acestor documente. La fel, legat de contracte, noi am menționat că nu este o cerință legală, dar am inclus-o în metodologia noastră, deoarece aceasta denotă o transparență, în mod special la etapa de contractare. Ori, în general, chiar și conform legislației, la noi se asigură transparența mai mult la cele două etape, adică planificarea achizițiilor și desfășurarea propriu-zisă. Însă, deci la etapa de contractare, la etapa de executare a lucrărilor, transparența este extrem de limitată. Ori asta este și cea mai importantă, de fapt, etapă. Atunci când e mijlocit lucrarea, se realizează, ceva se construiește, se livrează produsele alimentare la instituții preșcolare și așa mai departe. Aici cetățeanul nu prea poate verifica dacă se respectă cerințele din contract, dacă nu, dacă se aduc bunuri de o calitate inferioară și așa mai departe. Și atunci noi cumva am inclus acesta pentru a vedea care autorități sunt cu adevărat gata să demonstreze transparență și la etapa respectivă. La fel, însă, este o obligație legală în ceea ce privește, de exemplu, publicarea rapoartelor de monitorizare a contractelor. Deci, astfel, ca să înțeleagă cetățenii, anual, cel puțin o dată la jumătate de an și anual, primăria, Consiliul Raional trebuie să publice un document, un raport, în care se listeze toate contractele de achiziții care le-au avut, valoarea acestora, cu ce companii sau ce companie a fost contractată și ce pondere din acesta a fost realizat, de exemplu, în prima jumătate de an și așa mai departe. Din păcate, vedem că nicio autoritate nu a realizat acest lucru, deși, reiterez, este obligație ilegală. Și în ceea ce privește publicarea dării de seamă privind achizițiile de valoare mică, care e anual, un document anual și pe care autoritățile oricum sunt obligate să-l elaboreze și să-l transmită către Agenția Achiziției Publice. La fel, nici Consiliul Raional, nici Primăria nu a realizat acest lucru. Prin urmare, este cumva normal ca cetățenii, comunitatea să nu cunoască acest proces, pentru că nu este nimic publicat și în condițiile acestea nu știu dacă, cel puțin dacă am întrebat vreun cetățean acum ce achiziții a făcut primăria în anul 2020, ce lucrări publice, ce s-a procurat pentru primărie, pentru consiliu, pentru grădinițe, pentru școli, sunt convinsă că oamenii nu ar cunoaște, da. Cetățenii au dreptul să întrebe cum sunt gestionați banii publici. Domnule Țurcanu, domnule Părvan, ce părere aveți dumneavoastră? Da, sigur, cetățenii pot solicita orice informație cu caracter public ce ține de activitatea autorităților publice locale. Noi trăim într-o republică, noi trăim într-o monarhie, noi trăim într-o dictatură. Afacerile pe care le gestionează aleșii noștri locali sunt afaceri publice, nu sunt afacerile lor personale. Prin urmare, toate informațiile ce țin de cheltuirea banilor publici sunt informații care țin de cheltuirea banilor cetățenilor, tuturor membrilor comunității. Prin urmare, orice membru al acestei comunități este în drept să ceară socoteală. Dacă un cetățean vine și scrie o cerere la primărie, se adresează, solicită o anumită informație, de exemplu, cum s-au cheltuit banii pentru un drum, în cât timp ar trebui să primească răspunsul? În 15 zile lucrătoare, conform legislației. Un răspuns în scris, cetățeanul trebuie să primească un răspuns în scris, o scrisoare unde să fie indicat toate detaliile privind la chestiunea care îl interesează. Da. Așa ar trebui să facă cetățenii care solicită ceva informații, să se adreseze la primărie sau la Consiliul Raional.
Exact. Un cetățean, legislația îi acordă dreptul fiecărui cetățean să adreseze o cerere. Condițiile pentru a adresa cererea sunt foarte simple. Cetățean trebuie să identifice informația care el dorește să o afle exact, ca autoritatea să poată să pună la dispoziție. Acea informație trebuie să fie la dispoziția acei autorități respective, adică să o dispună efectiv. Și cetățeanul în cerere trebuie doar să indice datele sale de identitate și adresa, modalitatea prin care să recepționeze cererea. Și atât. Alte condiții suplimentare, anexe, justificare pentru ce trebuiește lui această informație nu este necesar și nu se solicită. Și ce ar trebui să facă cetățeanul în cazul în care nu primește răspuns peste 15 zile? Avem... Ați făcut și dumneavoastră un asemenea exercițiu și n-ați primit răspuns. Avem câteva soluții. Dacă este un cetățean mai insistent, atunci va merge în instanța de judecată. Acum avem o practică destul de bună la nivelul instanțelor de judecată, care dau câștig de cauză astfel de situații când se refuză accesul la informații și obligă autoritatea, primăria locală, Consiliul Înalt să furnizeze acea informație și chiar poate să solicite și un anumit prejudiciu moral. Avem astfel de exemple. A fost un exemplu interesant într-o localitate în care atât de des a bombardat cu cereri de acces la informații și la fiecare refuz ataca în instanță judecată, primăria a decis efectiv să publice pe web toată informația, că este complicat permanent să fie implicat în procese de judecată. Și atunci vedem schimbarea, uneori vine de jos. De la cetățeni. De la cetățeni. Este și alt articol deja contravențional, în cazul în care se îngrădește accesul la informații, pot fi sancționați și contravențional, conform codului contravențional, dar este mai dificil și mai rar. Numărul persoanelor implicate în consultări publice este în descreștere. De ce? Cauzele probabil sunt diferite și multiple. În primul rând, cetățeanul nu are încă cultura și educația respectivă, nu cunoaște drepturile sale. Cu siguranță, dacă mă întreba cetățenii dacă cunosc faptul că pot solicita orice informație la primărie, vor spune că nu cunosc. Nu au această educație, cultură elementară. Un alt factor este că din cauza opacității, nedeschiderii primăriei sau Consiliului Raional, neimplicării cetățeanului, cetățenii pierd și încrederea. Ei nu se mai simt importanți și nu cred că pot contribui cumva la activitatea și administrarea afacerilor la nivel local. Și atunci această pierdere de încredere duce la pasivitatea acestor cetățeni. Este și o altă latură când, văzând că autoritățile publice locale nu își respectă obligații legale și nimeni nu poartă răspundere pentru aceasta, iarăși e descurajator și cu siguranță nu este motivant ca să te implici, să soliciți ceva dacă într-un final legea e încălcată și nimeni nu poartă răspundere. Și probabil aici aș mai adăuga un motiv, la fel legat de transparență. De multe ori constatăm în procesele noastre de monitorizare că transparența este asigurată de autorități mai mult pentru bifă, da? Sau destul de superficial. Și revenim la problema, dar revenim la faptul că cetățeanul nu este specialist în toate domeniile. Autoritatea trebuie să asigure că informația ajunge la cetățeni și la toate categoriile de cetățeni. Și atunci noi de multe ori constatăm, analizând paginile web ale autorităților, ale primăriilor, autorităților raionale, că documentele, informația este publicată într-o manieră inaccesibilă și pe care dacă nu înțelegi, tu nici măcar nu reușești să finalizezi de citit acel document, fără ca să mai ajungi la etapa de a-l analiza și de a veni cu anumite propuneri. Noi am văzut chiar și la casele mai mari și să dau exemplu aici al Chișinăului nemijlocit, în care proiectul de buget este publicat pe pagina web într-un format care nu cred că cineva a ajuns până la capăt să-l citească. Pentru că este un document scanat în care se înțelege foarte greu, este un document în primul rând economic. Deci proiectul de buget este absolut normal ca nu toți cetățenii să-l înțeleagă. Pentru aceasta s-au
implementat în alte țări, în alte municipalități, localități, instrumente astfel încât cetățenii să fie motivați să participe. Bugetul cetățeanului, în care pe două pagini este publicat un infografic drăguț, accesibil, atâtea sunt veniturile, atâtea sunt bugetele, atât se cheltuie pentru instituțiile preșcolare din oraș, atât se cheltuie pentru, nu știu, dacă vorbim din nivel raional, pentru spitale și așa mai departe. Și atunci eu cred că acolo fiecare părinte, fiecare cetățean înțelege și poate să vină să propună și să spună de ce se cheltuie atât de puțin pentru procurarea alimentelor pentru grădinițe, de exemplu. Eu propun în felul următor, sau un grup de părinți, sau un grup de cetățeni. De aceea, formatul, ce vreau să spun este că formatul publicării documentelor, inaccesibilitatea acestora, niște documente scanate care nu sunt pe înțelesul oamenilor, faptul că ele au fost publicate și s-a pus o bifă nu denotă și participarea ulterioară a cetățenilor. De aceea, noi tot timpul recomandăm autorităților să facă un efort în acest sens, ca efortul lor inițial să nu fie în zadar, da? Deci publicarea tuturor documentelor pe site, la niște categorii total necorespunzătoare. De exemplu, bugetul aprobat este publicat la toate deciziile adoptate de Consiliu și atunci trebuie să descarci toate documentele ca să găsești bugetul. Nu ar fi mai simplu oare să fie un compartiment, bugetul local sau bugetul raional și acolo să fie publicat atât proiectul de buget, atât consultarea acestuia, atât bugetul aprobat deja, nu mai vorbesc de bugetul cetățeanului acela pe scurt și pe înțelesul tuturor, cât și raportul privind executarea bugetului, ori efectiv ceea ce s-a cheltuit, pentru că bugetul în sine aprobat este un plan. În final este raportul privind executarea acestuia, care arată efectiv cât s-a cheltuit pentru, nu știu, achitarea salariilor, pentru întreținerea clădirii primăriei, pentru, nu știu, procurarea produselor alimentare și așa mai departe. Un alt indicator este administrarea proprietății publice. Ce puteți să ne spuneți la acest capitol? Sunt publicate anunțurile privind desfășurarea licitațiilor și putem să vedem undeva informația cu privire la rezultatele licitațiilor care se organizează în Nisporeni. Cu referire la administrarea proprietății publice, spre regret, situația este similară, da, de, și zonelor de transparente discutate anterior. Deci dacă vorbim, de exemplu, de Consiliul Raional Nisporeni, atunci nicio informație nu a fost identificată pe disponibilă public, nici anunțurile cu privire la organizarea astfelor de licitații, concursuri, dar nici rezultatele lor. Iar dacă vorbim de primărie, atunci a fost identificată o informație publicată, și anume un anunț, da, cu privire la organizarea unei licitații pentru comercializarea a unor bunuri publice, terenuri, autoturisme, da, a fost identificat pe pagina web. Însă nu au fost publicate rezultatele. Și aici aș face o mențiune. De regulă, această componentă o constatăm destul de netransparentă la mai multe autorități locale. Cumva este o percepție că acestea sunt niște procese complexe, au loc în cadrul autorității și cumva cetățenii nu neapărat se implică. Dar este evident o percepție greșită, deoarece iarăși ele au fost stabilite acești indicatori în baza cerințelor legale. Și atunci când este organizat o astfel de licitație sau concurs, neapărat trebuie să fie publicate atât anunțurile cât și rezultatele. Din momentul în care nu sunt publicate, atunci rezultatul sau ca efect avem faptul că cetățenii, comunitatea nu cunoaște ce se întâmplă cu bunurile publice, clădirile care aparțin autorităților publice, cu terenurile și așa mai departe. Exact. Și atunci cumva încercăm în acest sens să venim, ziceam, și cu recomandări către autoritățile publice. Nu, trebuie să luăm în calcul și situațiile în care în anumiți ani nu au loc astfel de procese. Deci prin comparație cu, de exemplu, procesul de achiziții, care cumva nu poate într-un an să nu fie făcut cel puțin o achiziție de către o primărie sau un consiliu raional. Pentru că oricum ceva se procură, măcar și dacă doar achiziții de valoare mică. Însă în ceea ce privește administrarea proprietății publice, pot fi într-adevăr ani în care n-a fost organizată nicio licitație, deci nu s-a vândut, nu s-a arendat, nu s-a dat în, nu știu, în arendă sau în vânzare, locațiune anumite bunuri imobile, terenuri și așa mai departe. Atunci, în acest caz, evident, nu putem analiza transparența la ceva ce nu a avut loc. Însă, iată, în cazul primăriei Nisporeni și anume publicarea acelui anunț, deși, iată, anunțul a fost publicat, totuși, ulterior, rezultatele n-au mai fost publicate. Și atunci, întrebarea este care e finalitatea acestui proces, da?
Da, un alt indicator de transparență este procesul bugetar. Ați mai vorbit mai devreme despre acest indicator. Ce puteți să mai adăugați la acest capitol? Spuneam, m-am referit la primăria Nisporieni și anume faptul că am constatat că nu au fost organizate consultări publice ale proiectului de buget pentru anul 2021, ceea ce denotă o încălcare a prevederilor legale. Noi avem legea 181 cu privire la finanțele publice și responsabilității bugetar-fiscale, care menționează foarte, foarte clar că bugetele se elaborează, se administrează, se execută într-un mod transparent. Deci asta prevede legea, asta nu este cumva solicitarea noastră. Mai mult ca atât, mai este un punct aici în lege extrem de care trebuie neapărat să fie cunoscut de orice cetățean. Deci se scrie foarte clar că toată informația cu caracter bugetar, care se referă la buget, la cheltuieli publice, venituri și așa mai departe, se publică într-un mod clar, transparent și accesibil. Iată exact ceea ce spuneam anterior, atunci când autoritatea publică un document strict economic, contabil, care arată cu niște tabele, cu niște tipuri de cheltuieli și ordinul acestora, deci evident că cetățenii nu înțeleg și evident că nu participă. Însă vreau să menționez anume faptul că cetățenii trebuie să cunoască legea stabilește acest lucru, ca autoritatea să publice niște informații clare, într-o manieră clară. Dacă să fac comparații între Primăria Nisporieni și Consiliul Raional la capitolul asigurării transparenței procesului bugetar, atunci într-adevăr la nivel de Raion este un proces mai transparent. Ori am constatat că proiectul bugetului raional pentru anul 2021 a fost consultat public, deși n-a fost publicat și o notă informativă, deci care să argumenteze, iată care sunt sursele de venituri, cheltuieli și toată informația aferentă, dar și de asemenea este disponibil public bugetul pentru anul 2021 și anul 2020. Însă nu sunt disponibile și bugetele anilor celor trei ani precedenți. De asemenea, ziceam că o altă etapă de transparență importantă este și publicarea rapoartelor privind executarea bugetului anual deja, care efectiv arată cât s-a cheltuit și care au fost veniturile, cheltuielile. Și este o cerință de altfel stabilită în legea 181. Deci constatăm că la nivel raional a fost publicată decizia privind aprobarea unui astfel de raport, însă nu este și raportul nemijlocit care să arate toate aceste venituri și cheltuieli. Iar la nivel de primărie, revenind, cum și spuneam, un astfel de raport nu este disponibil pe pagina web, deci nu cunoaștem la moment care ar fi sau care este bugetul executat pentru anul 2020. Resursele umane, un alt indicator de transparență. Ce puteți să ne spuneți la acest capitol? Au fost făcute publice funcțiile vacante existente în serviciul public? Aici noi am analizat câțiva indicatori. În primul rând, dacă au fost făcute acele anunțuri privind funcțiile vacante cu descrierea postului vacant. La acest capitol avem doar anunțurile publicate de către Consiliul Raional. La nivelul 1, primăria nu au astfel de anunțuri. La fel am monitorizat dacă autoritățile locale publică numărul și numele candidaților care au participat la aceste concursuri de selecție. Niciuna din apele ori monitorizate nu au publicat astfel de informații. În plus, a fost monitorizat faptul dacă sunt publicate rezultatele concursului, adică este o comisie de evaluare care își pune final nota și clasamentul celor care au participat la concurs. Și la fel, astfel de informații nu sunt publicate nici pentru anul trecut, nici pentru anii precedenți. Respectiv, la această zonă este o transparență redusă. Următorul indicator, etica profesională și conflictul de interese. Există un cod de etică pentru aleșii locali din Nisporeni? Nu există. Dar ar trebui să existe. Este necesar un cod etic pentru aleșii locali. Noi avem o lege care prevede cod etic pentru funcționarii publici și cumva acesta este mai acoperit. Pentru funcționarii există anumite norme. Pentru aleșii locali, să are în vedere consilieri locali, dar și primari, noi avem un cod etic care ar cuprinde niște norme obligatorii de comportament, inclusiv și sub aspectul de transparență. La nivelul de etică și conflict de interese, integritate, de fapt, nu
nu sunt nimic, nu este nimic pe paginile web, nici coduri de etică, nici CV-ul președintelui sau primarului, nici acele regulamente prevăzute de cadrul legal ce ține de avertizori de integritate, denunțurile legalităților, un mecanism, nu știu, un e-mail, un telefon prin care poate un cetățean să denunțe, raporteze o ilegalitate. Nu sunt acele registre a cadourilor recepționate de funcționari publici și alte instrumente prevăzute de cadrul legal. Planurile locale anticorupție nu există, rapoarte de monitorizare acestor planuri. Am mai monitorizat încă un indicator dacă s-au publicat informații privind declarațiile de avere și interese personale. De fapt, nu au obligația să le publice pe site. Cum am menționat și Diana, noi avem portaluri la nivel național, avem portalul declarației, unde sunt publicate toate declarațiile, sunt peste 700 de mii, dacă nu mă înșel, în fiecare an câte 70 de mii de declarații. Cetățeanul nu are cum să cunoască toate aceste momente. Noi vrem doar ca pagina web să fie publicat cel puțin un link unde să arate că iată acolo s-au fost publicate acele declarații și respectiv poate să monitorizeze ce venituri declară alesul local, ce bunuri are, cât costă acele bunuri și vor vedea probabil că anumite momente care îi vor pune anumite întrebări. Următoarele indicatoare de transparență sunt serviciile sociale și investițiile, întreprinderile municipale, participarea în societăți comerciale. Câtă transparență există la aceste capitole? În capitolul servicii sociale, autoritățile publice locale și nivelul 1 și nivelul 2 nu publică informațiile elementare referitor la programele de asistență socială care sunt implementate în localitate, ce servicii sociale sunt la nivel local, care sunt condițiile pentru un cetățean ca să beneficieze de aceste servicii, ce acte elementare să le depună și unde să le depună. Lista persoanelor care au beneficiat de anumite ajutoare, ajutor social, ajutor în perioada rece anului și așa mai departe. Nu există efectiv nicio informație și este un domeniu închis publicului. Dacă vorbim de investiții, la nivelul Consiliului Raional nu am găsit informații, dar la nivelul primăriei sunt publicate ce proiecte au fost realizate în anul precedent sau care sunt în desfășurare. S-ar în vedere proiecte de asistență tehnică, proiecte implementate cu ajutorul fondurilor naționale sau și externe. Și atunci primăria aici cumva a încercat să publice aceste informații, sumele alocate, la ce etapă se află. Dar dacă vorbim de întreprinderile municipale, adică acele companii, entități create de către APL, atunci, la nivelul raional, nu avem nicio informație. La nivelul local, există o informație, un raport cu cifre statistice pentru venituri și cheltuieli, dar este un raport a serviciului comunal, gospodăriei comunale din localitate, în Sporeni, dar este un raport pe două pagini, nu este un raport în tot sensul cuvântului. Noi am vrea să fie publicate toate aceste analize financiare și să fie aduse la cunoștința cetățenilor și să vedem cât de eficient sunt administrate și aceste întreprinderi la nivel local. Suntem la final de emisiune. Vă rog să veniți cu câteva recomandări pentru administrația publică locală din Nisporeni. Cred că dacă mergem pe fiecare indicator în parte, practic va fi o recomandare. 55 de recomandări. Vă rugăm, îndepliniți sarcinile prevăzute de cadrul legal. Publicați informațiile de caracter public. Utilizați site-ul într-așa o manieră ca acesta să devină o sursă, într-adevăr, de informații pentru cetățeni, cu informații actualizate, cu informații complete, cu informații ușor de găsit și de accesat. Autorități locale să răspundă efectiv la solicitări de acces la informații, să consulte cetățenii în toate proiectele decizii care pot avea un impact asupra acestora, cât de competenți ar fi funcționarii publici din primărie sau de la Consiliul Raional, ei nu pot să cunoască toate problemele care se confruntă cetățenii. De aceea, cetățenii trebuie să fie implicați în acest proces. Nu în ultimul rând, ne dorim ca autoritățile locale să țină cont de recomandările care le facem deja pe parcursul la mai multor ani și
și ne dorim ca, ele să, ridice în clasament și să ia exemplu și de la alte localități, deoarece, cum a spus colega de Diana, la ce localități ar trebui să ia exemplu, care localități sunt în fruntea clasamentului? Un exemplu elocvent, Bălți, municipiul Bălți, care cadrul legal nu prevede obligația de a publica contracte de achiziții publice, ei le publică, pe toate. Începând de la achiziții de valoare mică și alte și din alte proceduri de achiziții, respectiv un exemplu care poate fi luat de primăria Nisporie. Dacă vorbim la nivelul Consiliului Raional, avem Consiliul Raional Strășeni, care la fel public și contract de achiziții public și foarte multe informații. Din 100% din maxim care poate să acumuleze o administrație locală conform metodologiei noastre, Bălțul depășește și în unele ani depășește și 70-80, la fel și Strășeniu a depășit 70%. Adică este un nivel foarte ridicat și dacă ar monitoriza cele pagini web și ar vedea ce publică cele localități, cu siguranță s-ar îmbunătăți și transparența și aici. Da, doamna Inache, dumneavoastră, ce recomandări aveți pentru administrația publică locală din Nisporeni? Da, desigur, spuneam că recomandările sunt partea noastră favorită, pentru că astfel vrem să credem că ajutăm autoritățile să devină mai transparente și mai participative. Și aș mai adăuga la cele menționate anterior, asigurarea transparenței în procesul bugetar, care, după mine, este principalul document în orice comunitate și în orice regiune, astfel încât cetățenii, într-adevăr, să fie să cunoască care este bugetul, să fie invitați la audieri publice și nu doar consultarea bugetului prin publicarea acestuia pe pagina web, dar și nemijlocit o întâlnire cu cetățenii sau mai multe chiar întâlniri cu diferite, nu știu, regiuni sau cu diferite categorii, în funcție de cum deci stabilește autoritatea. Este important aici, aș veni cu o recomandare către, în mod special către primăria Nisporeni, să implementeze bugetul participativ. Acesta este un instrument care nu este prevăzut în cadrul legal la noi deocamdată, poate pe viitor va fi, noi venim și cu astfel de recomandări către organele competente la nivel național. Deci asta înseamnă că primăria poate implica direct. Deci cetățeanul care poate veni cu propuneri de proiecte și de proiecte care să fie finanțate din bugetul local direct către primărie și astfel încât să acorde, deci autoritatea are posibilitatea de a acorda cetățeanului dreptul să cheltuie banii publici pentru prioritățile și pentru problemele din localitate. Așa cum o fac de altfel multe alte localități deja din Republica Moldova. Sunt deja, cred că, peste 10-15 apeleuri, mă refer la, deci de regulă acest instrument de bugetare participativă se implementează la nivelul 1, deci la nivel de primării și în mai multe primării este implementat, deci o să menționez aici Chișinău, Bălți, Cahul, deci Drochea deja din anul acesta, Budești, Ialoveni, Costești și așa mai departe. Deci sunt deja foarte multe localități care implementează acest instrument și, apropo, prin intermediul lui, cetățenii devin mai activi în tot procesul bugetar. De asemenea, aș veni aici cu o recomandare ce ține de asigurarea transparenței sau cumva deci rezolvarea problemei de lipsă de cadre și de timp pentru transparență. De exemplu, în ceea ce privește achizițiile publice, toate documentele care necesită a fi publicate. Deci, deja eu cred, sunt practic convinsă că acestea au fost elaborate de către apele, doar că stau undeva în secția respectivă sau la specialistul care este responsabil. Și aici aș veni cu o sugestie ca să mai facă încă un mic efort ca acel document, acel plan de achiziție, acel raport cu privire la achizițiile de valoare mică să fie publicat și pe pagina web. Și astfel, transparența de la zero se va ridica la 100% și atunci nu o să mai poată argumenta cu faptul că cetățenii nu sunt activi. Iată, este publicat pe pagina web și atunci poate fi accesat de oricine dorește să vadă acest lucru. Și desigur, suplimentar, este binevenit și eu menționez încă o dată utilizarea instrumentelor așa mai moderne. Suntem în era tehnologiilor informaționale, de aceea sigur că este binevenită utilizarea tot felul de rețele de socializare, grupuri și așa mai departe, ca să ajungă la cât mai mulți cetățeni informația privind activitatea autorităților locale. Domnule Țurcanu, dumneavoastră, ce recomandări aveți pentru autoritățile locale din Nisporeni?
Da, colegii mei deja au făcut un număr impresionat de recomandări și e greu să mai găsești ceva să adaugi. Eu cred că m-aș adresa, sau mai bine, recomandările mele s-ar adresa membrilor societății civile, oamenilor care locuiesc aici, organizațiilor societății civile și tuturor oamenilor de rând. Ei sunt cei care trebuie să înțeleagă că viața lor este afectată de modul în care acest proces decizional și transparența acestui proces decizional este asigurată. Și ei sunt cei care pot produce schimbarea sau pot face, crea acea presiune prin care schimbarea să se producă, pentru că sau să recunoaștem că foarte mulți din acești indicatori nu sunt îndepliniți, nu pentru că nu pot fi îndepliniți, ci pentru că nu se vrea să fie îndepliniți, pentru că noi am rămas foarte mult cu acea mentalitate sovietică în care omul de rând nu trebuie să-și bage nasul în ce face statul sau ce face autoritatea publică locală, cine el să-și ceară drepturile, să întrebe ceva, și autoritățile publice locale foarte des, sau reprezentanții autorităților publice locale, și nu mă refer la Nisporeni, pentru că nu locuiesc pe aici și nu am de unde să știu, dar la modul general, din Moldova, cum au loc treburile, ei sunt cu impresia că oamenii lucrează pentru ei și nu ei lucrează pentru oameni. Și așa și este de foarte multe ori. Ei știm foarte bine că la noi oamenii, persoanele aspiră la funcții de putere nu pentru a satisface interesele societății, dar pentru a satisface proprii interese. Și nu este, poate, nevoie să mă credeți pe mine pe cuvânt, uitați-vă la topurile internaționale ale percepției asupra corupției. Dacă vă uitați în Europa, noi suntem a treia cea mai coruptă țară din Europa, după Rusia, Ucraina, suntem noi. Deci n-ar putea să avem în același timp și funcționari și aleși publici onești și să fim și practic cea mai coruptă țară din Europa. Sau uitați-vă drumurile, cum arată drumurile pe care mergem, cum arată școlile noastre, spitalele noastre, infrastructura noastră, spațiile noastre publice. Deci ar putea oare să fie ele și în starea în care se află și cu autorități publice locale competente, transparente, oneste? Cred că e o contradicție logică evidentă aici. Prin urmare, ține de oameni ca ei să-și ceară drepturile, să-și apere drepturile și să înțeleagă că cei care sunt puși acolo de ei înșiși la putere sunt puși pentru că le-a rezolvat probleme, deci le-a apărat drepturile, dar nu de a le încălca și a le provoca mai multe neplăceri. Eu vă mulțumesc pentru participare la emisiune și vă mai aștept cu mult drag și cu alte ocazii. Și noi vă mulțumim. Doamnelor și domnilor, în studioul Alba Sat, astăzi au fost prezenți Viorel Pârvan, jurist, expert în transparența administrației publice locale, Diana Ienachi, economistă, expertă în achiziții publice, și Mihai Surcanu, expert în politici publice. Eu vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați că participarea continuă a cetățenilor în procesul decizional înseamnă soluții pentru o dezvoltare sustenabilă și îmbunătățirea calității serviciilor publice. Toate bune!